Informația momentului, doamnelor și domnilor, cel mai mare producător auto din România, Dacia, își suspendă activitatea până pe 5 aprilie. Una dintre companiile românești cu cea mai mare contribuție la produsul intern brut și unul dintre cei mai mari exportatori pe care i-are țara noastră, angajații vor fi trimiși acasă până pe 5 aprilie și vor încasa 85% din salariu. Mariana Zaharia vine cu mai multe detalii despre această decizie de suspendare a activității la Dacia din cauza crizei provocate de coronavirus. Bună dimineața, Mariana! Bună dimineața! Astăzi este practic ultima zi de muncă la Dacia. Începând de mâine dimineață de la ora 7 intră în vigoare această decizie. Ultimii care vor lucra la uzina de la Mioveni vor fi angajații schimbului 3. Ei vor ieși dimineața la ora 7 și de atunci nu se va mai intra în schimburi. Vor rămâne în uzină persoanele care se ocupă de mentenanța sistemelor, de mentenanța fabricii, vor rămâne pompierii uzinei în cazul în care este nevoie de intervenția lor, iar toți ceilalți angajați vor sta acasă până pe data de 5 aprilie inclusiv. 85% din salariu vor încasa în această perioadă. De asemenea, conducerea uzinei a decis să le dea și acele etichete de masă pe care în mod normal nu ar fi primite, nu le-ar fi primit dacă s-ar fi oprit activitatea. Însă, vă spuneam, sindicaliștii au căzut la o înțelegere cu cei din conducerea uzinei și oamenii vor primi, au primit deja acele etichete de masă aferente lunii martie și nu li se vor opri bani din salariu pentru ele sau Despre câți angajați este vorba, Mariana? Este vorba, Mihaela, despre aproximativ 11.000 de angajați ai uzinei de la Mioveni, dar este foarte important de înțeles faptul că nu vorbim doar despre acești oameni. Sunt multe firme din Argeș, în mod special, care lucrează pentru componentele Dacia și care nu vor mai avea cui să livreze aceste materiale. Vorbim despre firmele de transport care făceau transportul angajați uzinei pe cele trei schimburi. Practic, autoritățile vorbesc la acest moment despre un număr de 16.000, chiar 17.000 de mulțumim oameni foarte mult. Afectați. Mulțumim foarte mult, Mariana. Coronavirusul închide temporar și fabrica Ford de la Craiova. Reprezentanții companiei americane au decis să trimită angajații acasă pentru a evita răspândirea COVID-19. 6.000 de oameni vor intra și acolo în șomaj tehnic și vor primi 78% din salariu, mai puțin decât cei de la Dacia. Angajații au fost anunțați că vor intra în șomaj tehnic de mâine, iar porțile fabricii vor fi închise cel puțin până pe 5 aprilie. Ați aflat că intrați în șomaj tehnic? Bineînțeles. Sunt măsurile care se ia la nivel de țară și la nivel de Europa. Da. Ne-a spus să stăm izolați acasă, să nu umblăm prin oraș. Pentru sănătatea angajaților. Păi da cum? Pentru sănătatea noastră, pentru orice. Asta este totul weekend. Deci din cauza la coronavirus. Adică nu mai sunt piese din cauza noastră că erau venite din China sau pur și simplu e o măsură de protecție a sănătății noastre? Este o măsură de protecție a sănătății noastre. Da. Deci nu se pune problema din cauza pieselor. Piese sunt în incinta Fordului. Cei de la securitate toți au mănuși și măști. Pentru că se lucrează foarte mult cu șoferii de tir. Adică cine vine din afară, că vă dați seama, majoritatea tirilor vine din Italia, din Franța. Noi nu luăm contact. Avem medicul nostru aici, în caz că tușim sau avem alte probleme, venim direct și ni se pune temperatura. Cei aproximativ 6.000 de angajați vor primi în această perioadă 78% din salariu. În fabrică vor mai rămâne doar angajații de la pază și cei care asigură mentenanța echipamentelor. Cei care lucrează la birouri vor putea să-și desfășoare activitatea de acasă. Am fost anunțați că o să intrăm în șomaj tehnic. În fabrica Ford de la Craiova se produce modelul Puma și motorul EcoBoost. Ford nu este singurul constructor auto care își suspendă activitatea. Același lucru l-au făcut și cei de la Volkswagen, Renault, Fiat și Peugeot Citroën. Renault a anunțat că va suspenda activitatea la cele 12 fabrici pe care le deține în Franța, Fiat Chrysler în toate fabricile din Uniunea Europeană, Peugeot Citroën, atât cele din UE, cât și cea din Marea Britanie.